Care dintre noi nu își dorește ca să fie bucuros? Sau care dintre noi nu își dorește ca să fie fericit? Și totuși, care dintre noi ar putea să spună că suntem așa de bucuroși sau așa de fericiți cum am vrea ca să fim? Să nu mai vorbim de așa de bucuroși sau așa de fericiți cum ar trebui ca să fim. În 1 Tesaloniceni 5 cu 16 avem unul dintre cele mai scurte, nu cel mai scurt verset din Biblie, care scrie: bucurați-vă întotdeauna. În acest scurt verset scris de Apostolul Pavel, avem o poruncă a lui Dumnezeu care este la fel de valabilă. Un imperativ dat de Dumnezeu către copiii săi, care este la fel de valabil ca orice poruncă din cuvântul lui Dumnezeu, și anume: bucurați-vă întotdeauna. Ca atare, a fi bucuros, a fi fericit, nu este doar ceva de dorit pentru credincios, este ceva obligatoriu pentru credincios. Noi trebuie să căutăm ca să fim bucuroși întotdeauna, nu doar pentru că este spre binele nostru ca să fim bucuroși, și este spre binele nostru, ci pentru că este datoria noastră ca să fim bucuroși. Este absolut fascinant că Dumnezeul nostru ne vrea bucuria și fericirea așa de mult încât ne-o poruncește. Legea lui, până la urmă, are ca și scop bucuria noastră. Dumnezeu nu legiferează lucrurile în așa fel încât să fim noi cum îi place lui, indiferent dacă nouă ne va fi bine sau ne va fi rău. Ci Dumnezeu ne dă legea lui cu scopul de a ne aduce într-o stare în care să putem fi bucuroși întotdeauna. Altfel spus, ținta poruncilor lui Dumnezeu este ca noi să putem fi bucuroși întotdeauna, pentru că însăși bucuria este porunca lui Dumnezeu. Suntem datori să ne căutăm și să ne găsim o bucurie în Dumnezeu care poate fi categorizată ca și această bucurie: bucurați-vă întotdeauna. Și atunci când nu suntem bucuroși, atunci când nu suntem fericiți, atunci când nu avem bucurie întotdeauna, nu numai când ne simțim prost, nu numai când nu ne simțim bine, ci încălcăm cuvântul lui Dumnezeu. Dacă suntem onești, trebuie să recunoaștem faptul că de cele mai multe ori falimentăm în a împlini această poruncă. Falimentăm în a fi bucuroși întotdeauna. Este aparent lucrul acesta în viața noastră de zi cu zi. Dacă ne uităm la viața noastră de zi cu zi, este clar că nu suntem bucuroși întotdeauna. Este aparent dacă ne uităm la ceea ce înseamnă închinarea noastră, la ceea ce înseamnă timpul nostru petrecut în adunare, lipsa de bucurie, de entuziasm, încântare, în rugăciune sau și în ascultarea predicii devine extrem de evident că este rezultatul unei vieți trăite fără bucurie. Dacă luni n-a fost bucurie, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, când venim la casa Domnului și lăsăm garda jos și suntem vulnerabili înaintea lui Dumnezeu și înaintea fraților noștri, cu siguranță nu va fi entuziasm și bucurie, pentru că ea nu a fost prezentă în viața noastră. Întrebarea la care aș vrea ca să răspundem în această dimineață și la care să găsim leac este: care este motivul pentru care așa de mulți credincioși și de multe ori mulți dintre noi nu au cu adevărat bucurie în viața lor și nu o au întotdeauna? Cu siguranță răspunsurile ar putea fi multe, dar cred că se pot distila până la urmă la unul singur. Și aș vrea ca să ne uităm la acest motiv și la felul în care putem ca să combatem. Dar înainte de asta, haideți să pornim de la o definiție ca să înțelegem mai bine, să înțelegem și să definim acest cuvânt bucurie.
Pentru că probabil că avem diferite idei, diferite gânduri despre ceea ce înseamnă, dar eu cred că însă și în porunca bucurați-vă întotdeauna, avem înțelesul și soluția la cum să obținem această stare. În limba greacă, cuvântul pentru bucurie este chara. Și cred că aici este cheia. Chara are însemnitatea de bucurie sau de încântare și provine de la aceeași rădăcină ca și alte cuvinte, de exemplu cuvântul charis în greacă, care înseamnă har, sau charisma, care înseamnă dar. De exemplu, dacă vorbim despre cei care se numesc carismatici, ei ce spun? Că sunt cei care sunt cu daruri, au daruri, de aia se numesc carismatici. În sensul acesta, noi ar trebui să fim cei mai carismatici. Este chiar trist că unii oameni au pus monopol pe asemenea cuvinte în mod nedrept. Credincioșii adevărați sunt carismatici. Ei sunt binecuvântați cu daruri, cu toate darurile duhovnicești, ne spune Biblia, care le avem în Hristos. Parcă ne este frică să nu. Eu nu sunt carismatic, frate, eu sunt baptist. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, ai parte de har și ai parte de darurile lui Dumnezeu, ca tare ești un carismatic. Putem atunci, ca să ne gândim, dacă cuvântul acesta în sine înseamnă dar, înseamnă har, dacă rădăcina lui este în harul lui Dumnezeu, în darurile lui, putem să ne gândim atunci că chara, adică bucurie, este răspunsul provocat de darul, de charis, de carisma lui Dumnezeu, care El ne-a dat-o nouă. Altfel spus, bucuria este reacția față de harul lui Dumnezeu sau de darul lui Dumnezeu. Una dintre explicațiile care dicționarul român explicativ le dă este în felul următor. Emoțiune plăcută pe care o simte sufletul când dobândește, ori speră că o va dobândi ceea ce îi place. Da? Deci un sentiment plăcut care simte un suflet atunci când dobândește, când primește sau când are speranța că va primi ceea ce îi place. Ca tare există o relație între bucurie și dar. Trebuie înțeles faptul că există o relație strânsă între bucurie și dar, care ne duce la a construi acest principiu. Bucuria noastră este un răspuns emoțional și proporțional la valoarea darului care îl primim. Mă repet. Bucuria noastră este un răspuns emoțional, adică sentimentele noastre, inima noastră răspunde emoțional și proporțional la valoarea darului care îl primim. Cu cât mai mare este valoarea care o punem asupra unui dar, asupra unui cadou, cu atât mai mare este bucuria noastră atunci când îl primim. Este foarte ușor de verificat lucrul acesta. Imaginați-vă împreună cu mine că primiți niște daruri din partea mea, să zicem, da? Imaginați-vă, gândiți-vă în lăuntru dumneavoastră. Dacă vă spun acum, am să vă dau câte un leu la fiecare. Un ron. Un ron. Am și eu un leu, mare lucru. Da? Deci, este o reacție emoțională și proporțională cu valoarea care o dai darului. Dacă vă spun că vă dau la fiecare 100 de lei, închipuiți-vă ce fel de sentimente veți avea. 100 de lei, da, frumos. Tot nu-i foarte mult, dar parcă altfel te simți. Dacă v-aș spune că vă dau la fiecare câte o mașină nouă. Opa, o mașină nouă? Excelent, fantastic, parcă alt sentiment. Da? Dacă îi spui la un copil, de exemplu, copiii au alt sistem de valori, dacă îi spui la un copil, am să-ți dau un cornet de înghețată. Wow, ce bucurie pe fața lor. Da, ei deja se uită la mine când primesc cornetul. Da? Și observați că simpla anticipare a darului produce un sentiment de bucurie, care este un răspuns sentimental și proporțional cu darul care îl primești sau care anticipezi ca să-l primești. Cu cât crezi că darul este mai valoros, mai de dorit, cu atât reacția este mai
mare. De exemplu, ați observat că Ivi, copiii, da, n-au reacționat când au auzit de 100 de lei. Pentru că pentru ea nu este o valoare 100 de lei. Nu știe ce înseamnă bani. Și foarte bine, da? Să nu știe ce înseamnă bani. Dar când a auzit de înghețată, pentru că e ceva de dorit, pentru că e ceva care cunoaște că e bun, s-au luminat ochii. Valoarea percepută a darului, felul în care noi conștientizăm că ne dorim, că e de vrut acel dar, determină reacția noastră emoțională într-un fel în care este proporțional cu acel dar. Deci, repet, bucuria noastră este un răspuns emoțional și proporțional la valoarea darului care îl primim. Acum, haideți să aplicăm acest principiu la bucuria care ar trebui, suntem obligați să o avem, noi creștinii, noi cei care suntem credincioși. Și putem ca să-l aplicăm răspunzând la întrebarea ce ne-a dat Dumnezeu. Ce ne-a dat Dumnezeu? Sau ce ne-a promis Dumnezeu că ne va da și trăim în anticiparea acelui dar. Dar probabil că ar fi mult mai ușor să ne punem întrebarea ce nu ne-a dat Dumnezeu. Pentru că dacă am stat să enumerăm toate lucrurile care Dumnezeu ni le-a dat, de la lumina soarelui până la aer, la mâncare, la viață și pentru cei care sunt copiii lui, viață veșnică, ar trebui să stăm aici până când revine Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că n-am putea să enumerăm toate lucrurile care El ni le-a dat. Și de aceea Iacov spune în Iacov capitolul 1, versetul 17, orice ni se dă bun, și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Și într-adevăr, cel mai valoros lucru și cel mai de preț lucru care ni l-a dat Dumnezeu este viața veșnică în părtășie cu El. Pavel spune în Roman 6:23, fiindcă plata păcatului este moartea, moartea care toți ar trebui să avem parte de ea, toți ar trebui să suferim această moarte spirituală, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. El este fără plată, dar nu fără valoare. El este de o valoare infinită acest dar, dar nu este pe seama noastră să-l plătim, pentru că este dar. Este cadou din partea lui Dumnezeu și acest dar ne asigură libertatea de sub condamnarea păcatului prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Ne aduce împărtășie cu Dumnezeu ca și copii ai Lui în această viață și ne garantează o bucurie eternă în prezența Lui împărtășie pentru veșnicie. Oare nu ar trebui ca valoarea supremă acestui dar să producă bucurie? Oare dacă ați putut ca să vă bucurați la ideea că veți primi 100 de lei sau la ideea că veți primi o mașină sau dacă vă puteți bucura la ideea că veți primi un cornet de înghețată? Și lucrul acela stârnește în noi emoții proporționale cu valoarea darului care îl anticipăm. Nu ar trebui acest dar, care este infinit de valoros, să stârnească în noi emoții de bucurie? Și cu toate acestea, așa cum ziceam la început, pentru mulți și deseori pentru noi, care au primit acest mare dar din partea lui Dumnezeu, bucuria nu este o parte reală și constantă în viața noastră. Și trebuie să ne punem întrebarea de ce? De ce dacă principiul acesta funcționează? Dacă atunci când primim un dar sau anticipăm un dar, psihicul nostru și sufletul nostru reacționează printr-o emoție proporțională cu darul, de ce dacă avem acest dar al mântuirii, nu avem bucurie? Și aș vrea să propun câteva răspunsuri. În primul rând, pentru că nu apreciem cu adevărat magnitudinea sau gravitatea păcatului nostru. Pentru că nu realizăm starea de păcat și consecințele păcatului nostru în viața noastră. Nu realizăm ce realizează acest dar pentru noi. Nu conștientizăm efectele păcatului. Nu înțelegem că păcatul ne separă de Dumnezeu.
Isaia 59, 1 cu 2 spune, nu mâna lui Dumnezeu, zice, nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, nici nelegiuirile voastre, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și împiedică să vă asculte. Altfel spus, păcatele noastre aici și acum, în care trăim și în care ne complacem, ne despart sau cel puțin creează un sentiment de despărțire între noi și Dumnezeul nostru. Și ne putem bucura de darul care Dumnezeu ni l-a dat. Într-adevăr, păcatul, dacă este netratat și dacă este neispășit, dacă este neplătit de Domnul Iisus Hristos, păcatul ne condamnă la moarte și pedeapsă veșnică. Pavel spune în Roman 6:23, fiindcă plata păcatului este moartea. Și în Apocalipsa 21:8 aflăm că cât despre fricoși și necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică a doua moarte. Sintagma folosită de Ioan în 21:8 din Apocalipsa este în așa fel ca să înțelegem că toți oamenii care sunt păcătoși, pentru că dacă nu te regăsești în scârboși sau ucigași sau curvari sau vrăjitori, cu siguranță de la fricoși și până la mincinoși ne regăsim toți. Care dintre noi nu are sentiment de frică în viața lui? Ne este frică de ziua de mâine, ne este frică de circumstanțele în care ne aflăm, ne este frică că nu o să avem ce ne trebuie, ne este frică de atâtea lucruri. Care dintre noi nu mai mințim de când în când? Nu a fost chiar minciună, a fost așa... Oare de ce nu putem realiza seriozitatea păcatului, gravitatea păcatului? Este posibil că privim păcatul dintr-o perspectivă omenească. De exemplu, poate că ne spunem, păcatul meu nu este chiar așa de grav. Toată lumea mai greșește. Ai întâlnit un om care să nu mai greșească, să nu mai mințească de când în când, să nu-i fie frică, să nu aibă anumite ieșiri din comportamentul lui, din moralitatea lui? Toată lumea greșește. Eu nu sunt mai rău decât alții. Nu am un păcat mai grav decât alții. Sau, poate ne spunem că nu am greșit decât împotriva unor oameni. Și problemele acestea între oameni pot fi corectate și pot fi compensate. Dacă eu l-am mințit pe fratele Radu... suntem oameni, ne înțelegem, rezolvăm noi problema cumva. În loc să privim păcatul din perspectiva lui Dumnezeu, care este o perspectivă sfântă și desăvârșită, o perspectivă care ne spune că un singur păcat, o singură minciună, o singură ieșire din tiparul legii lui Dumnezeu ne face vinovat de toate păcatele. Adică dacă eu l-am mințit odată pe fratele Radu, sunt vinovat de a fi ucigaș, de a fi curvar, de a fi îscategorizat ca fiind cel mai rău dintre cei mai răi. Pentru că am păcătuit împotriva unui Dumnezeu infinit de mare și infinit de sfânt și orice abatere de la legea lui este infinit de gravă. N-am păcătuit doar împotriva fratelui meu. Iacov 2:10-11 ne spune că cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate, căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Și principiul este acela. Același Dumnezeu care a zis să nu faci una, a zis să nu faci nici alta, ca atare orice încălcare a legii lui este la fel de gravă. Cel care a zis să nu ucizi, a zis și să nu minți. Cel care a zis să nu minți, a zis și să fii bucuros întotdeauna. Orice încălcare a legii lui Dumnezeu este infinit de gravă, pentru că cel care a dat legea este infinit de sfânt. Și acest păcat a afectat întreaga lume.
căci toți au păcătuit, spune Pavel, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și țineți cont că tot Apostolul Pavel ne învață că acest păcat a pornit de la unul singur. Pavel spune cum printr-un singur om, prin primul Adam, a intrat păcatul în lume. Un singur păcat. Și acest singur păcat a fost așa de grav și așa de periculos și așa de urât, încât s-a răspândit la întreaga lume, zice Pavel. Și din pricina acestui un păcat, toți am devenit păcătoși. Gândește la aceasta, că un singur păcat, o singură neascultare de Dumnezeu, au vrut să mănânce din fruct ca să fie și ei ca și Dumnezeu. Au avut o singură poruncă și au încălcat o singură poruncă și pedeapsa acestei unici încălcări a fost că toată omenirea a fost condamnată sub moartea păcatului. Vreau o metodă practică pentru a combate păcatul. Gândește la acest principiu. Păcatul este așa de grav încât un singur păcat merită și necesită condamnarea întregii omeniri. Păi cum este asta practic? Ești în fața actului de păcat. Oprește și pune-ți întrebarea. Sunt dispus eu pentru păcatul acesta, aș fi dispus eu să condamn toți cei dragi din jurul meu? Aș fi dispus eu ca să-mi sacrific soția, să-mi sacrific copiii, să-mi sacrific frații, să-mi sacrific prietenii? Frate, nu fi drastic. Ce au prietenii mei și frații mei și soția mea cu păcatul meu? Nimic. Ei vor răspunde pentru păcatul lor și tu pentru păcatul tău. Dar înțelege că un singur păcat a fost așa de grav și așa de urât în fața lui Dumnezeu, încât Dumnezeu a fost drept și obligat să-i condamne pe absolut toți din păcatul lui Adam pentru toată omenirea noastră. Și după aia întreabă-te dacă merită ca să mai comiți acel act. Dar pentru că noi ne gândim că păcatul este ceva micuț, pentru că păcatul este ceva ușor, pentru că păcatul nu afectează pe nimeni, pentru că păcatul, zicem noi, este ceva omenesc, ceva natural, și pentru că nu privim păcatul din perspectiva lui Dumnezeu, nu realizăm cu adevărat gravitatea păcatului. Păcatul este așa de grav și așa de rău, încât singura soluție a fost ca Dumnezeu să trimită pe singurul său fiu, ca să moară ca și plată pentru păcatele noastre, pentru păcatele copiilor lui. Nu exista o altă jertfă, nu exista o altă soluție, nu exista nimic în acest univers cu o valoare echivalent de mare încât să acoperă actul păcatului, care era așa de urât, așa de spurcat și așa de rău, decât ceva de valoare infinită. Contrabalanța la un păcat infinit de rău este o jertfă infinit de valoroasă. Și aceea jertfă era necesară, fiindcă indiferent dacă Dumnezeu ar fi mântuit un singur om, sau 10, sau 1 milion, sau întreaga omenire, un singur păcat este infinit de jignitor și de dăunător împotriva slavei lui Dumnezeu, încât singura soluție a fost jertfa infinită a Fiului Său. Până când nu realizăm seriozitatea păcatului nostru, nu vom putea aprecia cu adevărat darul mântuirii noastre din păcat. Până când nu realizăm cât de mult l-am ofensat și l-ofensăm pe Dumnezeu prin păcatul nostru și cât de mult l-a costat pe Dumnezeu ca să ne ierte de păcatele noastre, nu vom realiza niciodată ce ne-a oferit. Cred că acest lucru ne indică cauza principală pentru care cei mai mulți creștini și cei mai mulți credincioși simt lipsiți de bucurie. Nu realizează în ce stare și în ce hal s-au aflat și ce le-a dat Dumnezeu. Altfel spus, nu apreciem cu adevărat valoarea darului lui Dumnezeu.
Și pentru că nu apreciem darul lui Dumnezeu, pentru că nu-l vedem ca și valoros, avem o reacție emoțională și proporțională cu darul care așteptăm să-l primim. Suntem așa de bucuroși, precum credem că darul acesta este valoros. Pentru că nu apreciem starea noastră de păcat, pentru că nu apreciem gravitatea păcatului și pentru că nu apreciem ce a fost necesar ca Dumnezeu să facă și să jertfească, să ne ierte și să ne izbăvească de consecințele acestui păcat. Nu apreciem și nu conștientizăm ce a făcut Hristos pentru noi. Nu apreciem felul în care El ne-a împăcat cu Dumnezeu și ne-a adus din nou în părtășie cu Tatăl. Pavel spune în 2 Corinteni 5, și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării, ca adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Și El nu doar că ne-a împăcat, ci ne-a făcut făpturi noi. Pavel spune în 2 Corinteni 5:17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele veche s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. El ne-a scos din starea în care am fost și din condamnarea sub care am fost și ne-a pus din nou în părtășie cu El și ne-a făcut făpturi noi. Și am putea sta multe duminici și toate duminicile din viața noastră și am avea tot timpul ocupat să vorbim despre toate felurile în care Dumnezeu ne-a binecuvântat prin jertfa Domnului Iisus. Și n-am epuiza. Oare de ce nu apreciem acest dar minunat? Această împăcare prin jertfa Lui, această transformare care Dumnezeu a făcut-o în viața noastră și toate consecințele care curg de acolo. Oare de ce nu ne bucurăm de acest dar valoros? Avem câteva indicii în Scriptură care cred că ne arată de ce nu apreciem. În Scriptură, în Ioan, capitolul 15, spune în felul următor. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Și în 1 Ioan 1:4, apostolul scrie în felul următor: și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Deci ați văzut ce se întâmplă. Domnul Iisus Hristos a venit și ne-a vestit evanghelia împărăției sale, evanghelia restaurării noastre. Și Ioan vine și spune: și eu vă scriu aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Adică prin propovăduirea acestor adevăruri, care Domnul Iisus Hristos a venit și le-a propovăduit și mai mult de atât le-a împlinit, pentru că fără jertfa Lui nu este o veste bună, și prin Scriptura care a fost dată de Dumnezeu prin apostolii Lui, au fost toate aceste lucruri scrise și zise ca bucuria noastră să fie deplină. Altfel spus, cuvântul lui Dumnezeu are scopul, ținta și puterea de a ne face oameni bucuroși. El poruncește ca să fim întotdeauna bucuroși și El este metoda prin care putem deveni întotdeauna bucuroși. Dar cei mai mulți creștini în ziua de astăzi nu mai au timp pentru a gândi și a contempla asupra cuvântului. Nu mai au timp ca să hrănească din cuvânt și să guste cât de bun și cât de minunat este acest dar al lui Dumnezeu. Dacă ne-am dedica cuvântului, dacă ne-am dedica studierea și contemplarea cuvântului, am înțelege și am aprecia aceste două realități. Cât de grav este păcatul nostru și cât de măreț este darul mântuirii noastre în Iisus Hristos. În schimb, din păcate ne lăsăm influențați de lume și de valorile ei, în așa fel încât și
noi dăm mai multă valoare lucrurilor materiale decât celor spirituale. În așa fel încât ne bucurăm mai mult din pricina darurilor materiale, de la bani, mâncare, mașină, casă, masă și așa mai departe, decât să ne bucurăm de darul suprem al lui Dumnezeu. Și dacă nu credeți lucrul acesta, faceți testul care l-am făcut la început. Gândiți-vă la bucuria de a primi o mașină nouă și vedeți ce se întâmplă în organismul vostru. Și contemplați pentru o secundă bucuria mântuirii și s-ar putea că nu se întâmplă nimic. Pentru că am fost infiltrați, am fost corupți de lumea aceasta în așa fel încât mintea noastră este programată să gândească, să tânjească, să vrea aceste lucruri. Și când vine cineva și spune, uite, sufletul tău, în mod natural, răspunde sentimental și proporțional la lucrurile acestea care tu le vrei și știi să le apreciezi. Și dacă vine cineva și spune, ești mântuit, ai iertare în Iisus Hristos. Deci, da, știu. Și? Avem nevoie, prin cuvântul lui Dumnezeu, care are scopul și puterea de a ne face bucuroși, de a face fericirea și bucuria noastră să fie deplină, să înțelegem în mod constant și să ne adâncim în ceea ce înseamnă gravitatea păcatului nostru și magnitudinea darului mântuirii noastre în Iisus Hristos. În așa fel încât atunci când auzim de bucuriile și de binecuvântările materiale, sufletul nostru și trupul nostru să rămână absent în comparație cu bucuria a mântuirii noastre și când discutăm și vorbim despre mântuirea și iertarea păcatelor noastre în Iisus Hristos. Și testul acesta este foarte, foarte simplu de afectat în viața noastră oricând vrem. De aceea, de exemplu, mulți dintre noi nu găsim o deosebită bucurie în a veni la casa Domnului. Pentru că nu ni se pare o deosebită bucurie să auzim încă o dată, să vorbim încă o dată, să mulțumim încă o dată pentru darul minunat care Dumnezeu l-a dat peste noi. Dar dacă te sună un prieten și spune, hei, dau un grătar. Ho-ho! Da, la ce oră? De ce? Pentru că anticipația darului grătarului produce în noi acel sentiment. Vrem grătarul, vrem bucurie cu acel prieten, vrem să stăm la o distracție, dar dacă te sună un frate, frate, a zis fratele Mihai că el mai predică încă o dată astăzi, la ora 3. Vrei să vii? Să mai aud încă o dată despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar eu le știu lucrurile astea. Nu este pentru că am ajuns sătui de auzi. Știi cum poți ajunge sătul de grătar, că te scârbești de el. Nu, te sună un prieten, mă, deja am fost la 3 grătare ieri, nu mai pot ca să mai mânc. Nu. Ci este pentru că n-am ajuns să apreciem darul suficient de mult. Dacă am iubit darul, dacă am înțelege profunzimea darului lui Hristos prin cuvântul său, am vrea fiecare oportunitate să ni se mai spună despre darul acesta care l-am primit. Să mai experimentăm care sunt efectele darului, să mai anticipăm împreună mântuirea noastră finală din trupurile acestea de carne. Să mai mulțumim încă o dată Tatălui nostru care ne-a mântuit de sub povara păcatului. Dar pentru că nu ne aprofundăm și pentru că nu ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu, care are scopul și puterea de a ne face oameni bucuroși, de a ne face oameni care pe de o parte realizează gravitatea păcatului și pe de altă parte realizează că suntem iertați de toate păcatele noastre, suntem făpturi noi și suntem împărtășie cu Dumnezeu. Credinciosul este în același timp simultan cel mai trist și cel mai bucuros om. Este acel care este cu lacrimi în ochi pentru ceea ce a fost și pentru ceea ce face și pentru ceea ce gândește și în același timp cel mai bucuros pentru că știe că este iertat. Și dacă această realitate ar exista în viața noastră,
Dacă luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, am trăit în realitatea cuvântului Dumnezeu, ne-am confruntat cu gravitatea păcatului și ne-am confruntat cu bucuria darului Dumnezeu și am fi întotdeauna prelucrați de aceste realități, cu siguranță duminică dimineață, când am venit la adunare, am venit cu altă atitudine. Pentru că este locul în care putem ca să exprimăm bucuria noastră, poate cel mai bine. Putem să o exprimăm împreună, putem să o exprimăm prin cântare, putem să o exprimăm prin rugăciune împreună cu frații noștri, putem ca să o exprimăm prin ascultarea cuvântului. Dar cred că mai există un motiv, dacă unul dintre motive pentru care suntem nefericiți, chiar și în casa Domnului, este pentru că nu suntem bucuroși în timpul săptămânii și pentru că nu anticipăm acest dar. Un alt motiv cred că este o reacție împotrivă, dar exagerată, a ceea ce am numit o închinare emoțională. Nu vrem să fim, pentru lipsă de alții, nu vrem să fim carismatici. Există un pericol, mai ales în ziua de astăzi, mai mult decât în vechime, a unei închinări pur emotive. Un mod de închinare unde emoțiile și sentimentele domnesc, unde ele sunt supreme și nu cuvântul lui Dumnezeu. Se justifică de multe ori și mulți am experimentat asemenea justificări când sunt confruntați cu cuvântul lui Dumnezeu, cu sintagme și lozinci de genul. Nu poți înțelege dacă nu experimentezi, dacă nu simți. Și mulți dintre noi au experimentat și am simțit și tot nu putem înțelege. Este o închinare sau fel de religie unde oamenii depind mai mult de ceea ce simt în inima lor și mai puțin de ceea ce spune Scriptura. Și acest gen de religiozitate emotivă deseori se manifestă printr-o închinare dezordonată, dar foarte dinamică. Adică dacă intri într-o biserică, din nou, din lipsă de alte cuvinte, carismatică, nu observ multe, dar observ că aparent sunt niște oameni foarte bucuroși. Sentimentele lor sunt de bucurie, până acolo încât ajung la o manifestare dezordonată, în totală contrazicere cu porunca Scripturii care spune, de exemplu, în 1 Corinteni 14, 40, dar toate acestea să se facă într-un chip cuvincios și cu rânduială. Dar, pe cealaltă parte, există un pericol la fel de mare, în extrema opusă, a unui formalism mort, care este lipsit de emoții și de sentimente. Fie în cântarea noastră, sau în rugăciunile noastre, sau chiar în ascultarea unei predici. Există un fel de a asculta o predică cu bucurie și există un fel de a asculta o predică așa, ca o mumie. Să nu credeți, de exemplu, că de aici din față nu se vede. Se vede 100%. Să simte în aer, în atmosferă, când predici câteodată și publicul este pregătit să asculte, este dornic să asculte despre darul infinit al lui Hristos pentru ei. Parcă îți smul cuvintele din gură. Și de altă dată când vii la biserică și te urci la amvon și iar, frate, hai, mai lasă ta teologie. Adică nu spune nimeni așa ceva, dar se vede, din postură, din dacă ochii larg deschiși sau așa, gata, să adoarmă, se vede. Dar pentru că suntem niște oameni religioși și niște buni baptiști, venim și ne punem în bancă sau în scaune și suferim. În
Închinarea în fața lui Dumnezeu. Închinarea în fața lui Dumnezeu care nu implică, ba mai mult nu copleșește inima, este total eronată și nebiblică. Domnul Iisus Hristos, de exemplu, în Matei 15, de multe ori critică pe farisei, spune în felul următor: fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele. Adică au partea asta religioasă, liturgică, formală, la maxim. Ei știu cum să se îmbrace, ei știu să fie la fix la biserică, ei știu cum să stea în bancă, ei știu și cum să pară interesați la predică. Înțelegi? Deci ei știu cum trec ca să arete și să pară, încât să zică lumea: wow, ce buni credincioși! Dar, spune Iisus, dar inima lor este departe de mine. Adică inima lor este neafectată de aceste realități. Ei nu trăiesc această bucurie, ei nu au sentimentele lor afectate, mișcate. Și zice Domnul Iisus, citând pe Isaia: degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Extrema la care se poate ajunge este chiar aberantă. Dacă ne uităm de-a lungul istoriei, sunt biserici care au ajuns așa de formale, așa de rigide, încât, deși doctrina lor pe hârtie pare sănătoasă, nu mai există pic de bucurie și de sentiment în credincioșii, sau așa zis credincioși, care aparțin la acele biserici. Am citit o poveste închipuită, sper că este închipuită, despre o biserică în care un musafir a mers la biserică și asculta predicatorul, care avea o expunere foarte bine pregătită, proclama cu entuziasm dragostea nemărginită a lui Dumnezeu față de noi, și la un moment dat acest musafir strigă în gură mare: amin! Imediat câțiva oameni din biserică se întorc așa peste umăr și se uită la el și se gândesc: oare cine este omul acesta și ce vrea? Predicatorul continuă să expună și să explice că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, la care musafirul exclamă: aleluia! Din nou, lumea se uită în jur, deranjată, și îl vizează pe om cu priviri, încât să înțeleagă că nu le convine. Și în cele din urmă, predicatorul explică că prin jertfa Domnului Iisus Hristos am dobândit viață veșnică, la care musafirul exclamă în extaz: slavă Domnului! Și acum toată adunarea se uită la el foarte intens, iar foarte calm, fratele lângă el se întoarce la el și explică: auzi, noi nu dăm slavă Domnului aici. Dacă credeți că este ceva exagerat și aberant, vă dau o poveste reală din viața mea personală. Când am fost demis din slujire la Biserica Speranța aici în Zalău și frații din comitet, frații prezbiteri, au fost solicitați din partea Uniunii Baptiste să se dea motive pentru care ar trebui să fiu demis, unul dintre prezbiteri a zis, și citez: de când a venit fratele Mihai la noi, vin oameni noi la biserică care spun amin, aleluia și slavă Domnului în timpul predicii. Și asta este motiv de demitere. Nu mai este mult până când nu va fi un om în biserică care este responsabil să explice altora că noi nu dăm slavă Domnului aici. Vedeți, aceste două extreme par total diferite, dar sunt aceleași. Unele care sunt extrem de exuberante, dar sunt neschimbate emoțiile de cuvântul lui Dumnezeu. Sunt pur carnale, pur firești. Sunt neinformate de cuvânt. Și altele care sunt extrem de stoice și extrem de rigide și extrem de formale, dar la fel, par extrem de religioși într-o extremă sau alta, dar inima lor este neatinsă de realitatea darului Dumnezeu, este netransformată. Noi putem să le avem ambele. Să avem și bucuria adevărată
și o închinare cuvincioasă. Pentru că același Dumnezeu care spune că El necesită o închinare cu rânduială, pentru că El este Dumnezeul rânduielii, este Dumnezeul care spune fiți bucuroși întotdeauna. Ca tare, El nu pot fi în contradicție. Există loc pentru amin, pentru aleluia, pentru slavă Domnului, când provin dintr-o inimă sinceră și afirmă adevărul Scripturii și afirmă valoarea darului care o simțim. În același timp, ne avem dreptul să mergem în extremă și să reacționăm tot formal, dar exuberant, ca să părem bucuroși. Ce avem nevoie să fim bucuroși. Realizând starea noastră de păcat și conștientizând jertfa infinit de valoroasă care Hristos a dat-o pentru noi. Avem dreptul să mergem în extremă în a reacționa împotriva unui abuz. Să ajungem, să alungăm bucuria creștină din închinarea noastră, ba mai mult din viața noastră, pentru că noi vrem să părem foarte serioși. Biblia peste tot ne spune că suntem chemați să fim bucuroși. În Ioel 2:23, de exemplu, spune și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă, veseliți-vă în Domnul. Veseliți, este o traducere corectă a termenului, este ce te gândești când te gândești că ești la petrecere. Nu din aia destrăbălată. Noi, din nou, lăsăm lumea și cei care nu înțeleg Scriptura să monopolizeze lucrurile care Dumnezeu le-a inventat. Veselia a inventat-o Dumnezeu. Nu lumea. Rețin, odată am fost cu niște prieteni de familie împreună cu părinții mei și cu mai mulți prieteni, niște doctori din Zalău care ne-au vizitat și au fost la țară la părinții lui Anca. Și erau mai mulți acolo. Eu, părinții mei, Anca, frații și mai departe și acești medici din Zalău, de altfel oameni foarte de treabă, dar necredincioși și fiind acolo mai mulți credincioși de o nuanță sau alta, am început să cântăm. Cântări de la biserică. Și remarca acestor medici la sfârșit a fost, măi, întotdeauna m-a marcat cât de vesel voi pocăiții puteți fi fără să vă îmbătați, fără să beți. Cum puteți fi așa de veseli, așa de fericiți, să vă simțiți așa de bine, fără pic de băutură? Pentru că la noi, în lume și la ortodoxi, nu e o petrecere fără... Adică nu știm să ne dăm drumul, nu știm să ne simțim bine, nu știm să ne bucurăm dacă nu luăm ceva la bord, dacă e vorba românească. Și corect. Dumnezeu vrea ca noi să fim veseli. Dar nu beți de vin, ci plin de Duh Sfânt. Dumnezeu are metodele Lui care sunt net superioare cu cele ale lumii. El nu vrea să ne bucurăm de lucrurile materiale și carnale. El vrea să ne bucurăm de lucruri superioare până acolo încât să fim bucuroși totdeauna, să fim veseli. Să zică lumea despre noi, eu nu înțeleg cum voi pocăiții puteți să fiți așa de bucuroși, așa de veseli, voi nu beți, voi nu vă drogați, voi nu curviți, voi nu faceți asta și sunteți mai fericiți ca noi care le facem pe toate. Foarte mulți oameni necredincioși nu vor să aibă de-a face cu biserica pentru că ei cred că a veni la biserică, a te pocăi între ghilimele, înseamnă a deveni un om nefericit. Ei se uită la noi și spun, măi, tu zici că trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, dar dacă toate lucrurile care trebuie să le faci te faci nefericit, de ce să le faci? Și au dreptate. Dacă asculta de legea lui Dumnezeu nu produce bucurie, ceva-i bai cu noi. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu a fost scris și legea lui Dumnezeu a fost dată ca bucuria noastră să fie deplină. Filipeni 4:4. Bucurați-vă în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Efeseni 5:19. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Psalmul 122:1 spune și exclamă frumos psalmistul, haideți la casa Domnului. Ce lucru bucuros. Asta ar trebui să fie starea credinciosului. Una de veselie, de bucurie, de dorință, de închinare,
de laudă și de adorare față de Dumnezeu care ne-a mântuit din păcatele noastre. Lucrurile acestea în Scriptură au fost scrise pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Dar mulți credincioși calcă pragul bisericii pentru a se închina Creatorului și Mântuitorul nostru cu bucuria și entuziasmul unei zi de sapă. E că dacă l-aș chema la mine să mă ajute, nu știu, să torn un planșeu, ar fi mai vesel să vină să turnăm un planșeu, să care găleți de beton, decât să vină la biserică. Așa ceva nu este normal. Porunca este bucurați-vă întotdeauna, mai ales, aș putea eu zice, în casa Domnului, unde ar trebui să fie apogeul bucurii noastre. Dar din păcate așa este și pentru noi. Din păcate nu suntem bucuroși și nu suntem veseli în timpul săptămânii și nu suntem bucuroși în casa Domnului. Și trebuie ca să cădem înaintea Domnului în rugăciune ca și David și să implorăm pe Dumnezeu: dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Trebuie să lăsăm cuvântul Domnului să lucreze în noi. Ieremia 15:16 spune: când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Le-am hălit. Nu știu alt cuvânt mai bun. Le-am hălit. Deci, cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele. Căci după numele tău sunt numit Doamne Dumnezeul oștirilor. Fiți oameni ai cuvântului. Oamenii ai cuvântului sunt mai bucuroși decât cei care sunt dedicați sentimentelor. Oamenii ai cuvântului sunt întotdeauna mai persistenți în bucurie decât cei care caută doar sentimentalul. Pentru simplu motiv și simpla realitate, pentru că cuvântul este veșnic și sentimentele sunt trecătoare. Este foarte ușor ca să ajungi într-o stare sentimentală. Am dovedit lucrul acesta doar când m-am zis să vă închipuiți că primim o mașină nouă. Wow! Deși aș știți că e o farsă. Nu vă așteptați la mașini noi. Nu există. Dar doar gândul, doar să te gândești, doar exercițiul mental de te gândi la o mașină nouă, te face bucuros. Dar la fel de repede cum a venit, sentimentul acela pleacă. Când realizezi că, mai mult ca sigur, nu vei primi o mașină nouă. Dar cuvântul lui Dumnezeu este veșnic. Dacă El ți-a promis că te va duce în prezența Lui, este sigur. Dacă El îți spune că a murit pentru păcatele tale, este sigur. Cuvântul lui Dumnezeu nu este purtat de condițiile noastre, de emoțiile noastre, de stările noastre, de circumstanțele noastre. Cuvântul lui Dumnezeu este veșnic și puternic să transforme emoțiile noastre, să transforme circumstanțele noastre, să transforme condiția în care ne aflăm. Ca atare, oamenii ai cuvântului sunt întotdeauna mai bucuroși și mai veseli decât cei care caută sentimentele. Dacă am petrece mai mult timp în cuvântul Domnului, am cunoaște cu adevărat valoarea darului care ne-a dat Dumnezeu prin Fiul Său, Iisus Hristos. Și prin această cunoștință a darului nemărginit de mare și valoros vine o bucurie care nu se poate compara cu orice alt sentiment de origine umană. Bucuria care vine în urma realizării acestei valori și a trăirii în această realizare, a reîmprosprății în mod continuu această realizare, este mai mare decât orice bucurie. Bănuiesc că și voi ați fost extrem de bucuroși când unii dintre voi v-ați căsătorit, de exemplu. E palidă bucuria de a te căsători cu bucuria realizării că vine o nuntă cu mirele nostru Iisus Hristos. Bănuiesc că mulți dintre voi ați experimentat bucuria de a avea un copil. E nimic ca acea bucurie cu bucuria care vine în realizarea că ești copilul lui Dumnezeu. Nu există sentiment care l-ai experimentat pe acest pământ care să fie superior cu sentimentele care le poți experimenta prin cuvântul lui Dumnezeu atunci când realizezi cât de măreț este darul lui pentru tine. Îmi doresc foarte mult ca să fiți într-adevăr oameni ai cuvântului.
și să fim oameni care sunt bucuroși pentru că știm că darul lui Dumnezeu pentru noi este infinit. Valoarea jertfei lui pentru noi este infinit de mare. Și ca atare, reacția noastră sentimentală să fie proporțională la acest dar. Și să trăim în această realitate întotdeauna și în toate zilele noastre. Amin. Amin.